S-a ajuns capitan la echipa națională, greu de tot, adică presiune pe umeri? Este, să fii capitan la echipa națională e lucru mare. Nu am fost eu chiar cel care am fost în stare să duc, eu știu, banderul ăsta până la capăt. Am avut și eu sincope în ceea ce privește meciurile la echipa națională, dar nu din cauza mea. De fiecare dată când am jucat, mi-am făcut datoria. Când am intrat în trei, eu am uitat de toate ce se întâmplă. Pe vremea aia vă gândeați la un transfer în străinătate? Cum era? Da, adică normal. Era... Da? Normal că ne gândeam. Am jucat la Barcelona, când ne-a bătut Barcelona cu 4-5-1 la ei acasă. După meciul ăsta a venit conducerea lui Barcelona și au spus, domne, dacă în caz rămâi, era înainte de meciul cu România-Spania. Trebuia să jucăm la Madrid. Da. Și a zis, rămâi la noi, îți vede treaba ta. Serios? 6 luni de zile nu o să joci, o să joci mai la echipa a doua, că Ceaușescu nu o să depună cei 10.000 de dolari care trebuiau depuse pentru tine ca să, în sfârșit. Eu aveam în perioada aia, aveam fată, avea puține anișori, eram ofițer. Ați gândit că ferească Dumnezeu. Faceți o prostie, fac cum prostie, se zice, da? Mai bine, domne, nu pot. Domne, nu pot. Te gândești. De ce mi-au propus? Pentru faptul că în perioada aia Cruyff a avut un chist la genunchi și a trebuit operat și a stat vreo 3 luni. Și aveau nevoie de mine. Și nu am rămas. Plus că am mai fost și Mexic, iar o ofertă tot așa, dar ne gândeam încă. Dar la noi, pe timpul nostru, era așa de acută această chestiune în ceea ce privește să fii, eu știu, exemplu, la antrenamente. Mergeam Steaua la Rapid, era boierie. Mergeam la antrenamente, întâlneam cu Netinel sau cine era antrenor, ieșeam afară la încălzire, făceam antrenamentul care îl făceam. După antrenament rămâneam pe unde puteam să facem antrenamentele care ne puteam să facem. Dar nu venea nimic, nicio presiune din afară. Pe când la Steaua, la ora 8:30 trebuiau să fii la program, masă, după masă, intrai în cabină, la 10:30 începeai antrenament. După aia, dacă aveai două antrenamente, masă la prânz, dormeai, antrenament. Era un program de ăsta care robot. Vă convenea sau vă plăcea mai mult atmosfera? Ne convenea pentru faptul că o duceam pe cel mai bine din, să spun așa, dintre fotbaliști, noi care eram ofițeri, o duceam bine, deci mergeam, ne dădea salariile care trebuiau să ni le dea, și uite, aveai o personalitate care imediat se observa în jurul nostru și oamenii care erau pe lângă fotbal erau oameni importanți. Ce-ți dorea inima, probabil că îți dădea. Dar posibilități în România ce puteai să ai? O mașină care era o Dacie, o casă, un apartament cu care la... Am schimbat vreo 19 case când eram pe la Steaua. 19 case? 19 case, da. Domnul Coman a zis, a vrut să mă înfieze pe mine și pe amândoi copii, a vrut să mă înfieze domnul ministru Ion da? Coman, da. El avea o fată și a zis, domnule, vreau să te... Și am depus formalitățile, dar... Serios? Da, pe bune, adică nu fiat așa ghilimele. Da. Și până la urmă a renunțat și în sfârșit am rămas. V-ați gândit vreodată, dar la modul sincer, că ar fi fost altfel viața dumneavoastră, soarta dumneavoastră, dacă ajungeați la Barcelona? 100%. 100%. Pentru că eu am observat asta când m-am dus la 38 de ani, am rămas în Germania. Și m-am dus și am jucat până în Liga 4-a. Și acolo când am mers și am văzut despre ce e vorba, și ce posibilități aș fi avut dacă rămâneam atunci când trebuia să rămân, am zis, Doamne, ce mare greșeală am făcut când am plecat. Pentru faptul că vedeai ce înseamnă punctualitate, vedeai ce, de exemplu, lucram și după ce lucram, mă duceam și făceam antrenament cu jucătorii de fotbal, că eram în Liga 4 sau a 5-a, eram antrenor și jucător. Și deci mă duceam, făceam antrenament, în sfârșit puneam lucrurile la punct și veneau ce trebuia să vină, adică banii care trebuiau să vină. Și mă gândeam ce posibil, că îi vedeai pe ăștia în divizia B în Germania, ce bani câștigau. Ce posibilități am fi avut noi ca atunci la timpul respectiv, dacă în cazul putut. Să te duci, că ce ne lipsesc nouă, așa cum a spus-o și Gică. M-am uitat la el, era nervos de dimineață, nu el acum, ci în interviu la unde spune, bă, nu vreți să înțelegeți, că dăm pasă lungă și fugi după ea. Noi nu suntem, nu putem să fim, noi suntem latini, noi trebuie să, ce spune Gică? Și așa este, așa este. Deci fotbalul, dacă când mă duc, de asta spun, mă duc la fotbal și când văd
că dă pas lung și fuge după ea și fug după ea, bă, nu mai pot. Aia acasă. Imediat vezi cine e antrenor. Și nu avem antrenor. Avem în România antrenor, sunt câțiva care sunt la locul lor. Dar cei mulți, când vezi echipa lui, dă pas lung portarul și fugi după ea. Da. În America cum e văzut fotbalul ăsta? Fotbalul ăsta al nostru? Nu. Suntem sub ei ca valoare fotbalistică. Și da? Bine, condiții de joc nu-ți mai spun. Da. Suntem sub ei. Copiii vin la fotbalul ăsta al nostru? Adică... Când joacă Atlanta, când joacă acasă, are 80.000 de spectatori. 80.000 de spectatori. Soccero. Da. Deci, da. Copiii sunt peste tot. Sunt cel puțin, să spun așa, academiile astea de fotbal, care da. Sunt și la ei, academiile de fotbal astea private, astea aduc fotbalul în jos. Pentru faptul că ei au nevoie de fotbal. Am cunoscut prieteni, am prieteni care au școli de fotbal, 5.000 de copii. Deci nu neapărat românii care sunt stabiliți acolo, copiii. Toți. Toți copiii vin la... Și cei mai talentați sunt mexicanii. Mexicanii sunt o grămadă. 5.000 de copii. 5.000 la un club. La un club. Da, de asta. Ce bază de selecție are la acolo? Păi ce selecție? I-am întrebat. Bă, zic, care e obiectivul vostru? Ce faceți? Copiii noștri trebuie să ajungă la colegiu. Deci prin fotbal, ei trebuie să ajungă la colegiu, să facă facultate ca să poată să nu plătească. Da, să li se dea bursă. Asta e obiectivul la echipele private. Divizia este altceva. Deci Dallas, am fost la Dallas la un prieten de-al meu, Clementin, care... Oancea, care e șeful centrului de copii și junior, au 4 puncte cardinale școala de fotbal Dallas. Pe bune? Și el deci acoperă... Da, ea acoperă tot Dallas. Și el răspunde de organizare și de tot ce trebuiește. Și închipuiți are 22 de echipe profesioniste și încă 22 care sunt amatoare. Fotbalul în America este, ăsta soccer, este văzut senzațional și au Liga 1, e puternică. S-a auzit de niște nume de români, de Coman, de ceva pe acolo, să deci, fie, sunt adevărate? Apropo de Coman, eu am discutat cu prietenul meu, Doru Boico, ăsta care l-am adus pe băiatului și mi-a făcut cunoștință cu un impresar și a vorbit în numele nostru, eu am vorbit cu Giovanni, am vorbit cu toată lumea, deci dacă Gigi era de acord cu cele 7 milioane, nu era nicio fel de problemă, îl luau pe Coman după ce Mitriță era la New York. La New York. A făcut o figură foarte frumoasă. Și Coman unde, tot acolo? Nu, era la altă echipă. Deci Coman putea să vină și... Deci e adevărat. Da, este adevărat. Și Tănase la fel? Că se zvonise că, domne, America, Statele Unite... De Tănase n-am vorbit, poate că prin alții au... Dar cred că și Tănase putea să fie. Deci ei, în momentul ăsta, sunt peste noi. Sunt peste noi ca fotbal. Deci la noi fotbaliștii să meargă să joace în prima ligă. Și ar face față acolo? Sunt puțin. La modul sincer, pare, acu 25 de ani părea greu de crezut treaba asta. Nu au cum se joace. Nu. Nu au cum se joace. Am vorbit pentru Cicăldău, l-am oferit înainte să plece la Galata. Nu, înainte de Galata, acum mult. Am mai vorbit pentru Mihailă, chiar am discutat cu domnul Rotaru și a zis, domnul Riță, noi nu facem, că am zis, faceți-ne o ofertă concretă pentru cei doi, cât vreți pe ei amândoi. Dar uitați că dumneavoastră l-ați prins acolo pe Mitriță. Noi l-am văzut la televizor, goluri senzaționale, luau ei în brațe și într-o zi el a zis s-a desumflat. Deci America față de Europa este la 10 ore distanță cu avionul. Indiferent cât ai accepta avionul sau cât nu l-ai accepta, e foarte greu. E foarte greu. Să stai departe de da? Sigur. El probabil, soția lui a venit, nu i-a fi plăcut în America... Pentru că părea că s-a adaptat și foarte repede. Și că el, dacă spuneți, e greu perioada asta, e grea perioada asta. Da, a făcut și el s-a adaptat repede. După care Arabia și... Da. Acum s-a pierdut. S-a terminat. Dacă rămânea acolo, făcea, cum îl cheamă, fotbal adevărat, plus că era... câștiga, nu știu, bani. Și ăia îl băgau în seamă, cum se zice. Adică da? Nu era un băiat dat deoparte, a venit în România și că acolo, dacă dai goluri, bănesc, asta contează. Să joci bine, să dai goluri. Goluri și faze de gol. Deci aici la noi mergi la un meci, dacă vezi două șuturi pe poartă, eu știu, două, trei centrări, e de ajuns. Pe când acolo sunt... Păi m-am uitat aseară la fotbal și m-am uitat și cu două zile înainte, din nou, m-am uitat încă două ore la fiecare meci. Serios, da? Am văzut și Italia cu Spania, am văzut și... Da. Deci, când nu te plictisești să vei, n-ai cum. Deci ați rămas în continuare bolnav cu fotbalul. Da, eu sunt bolnav pentru că mi-a plăcut totdeauna ca antrenor să formez triunghiuri pe teren, adică
blocul funcțional al echipei să fie foarte scurt, deci dacă atacăm trebuie să fim la 40 de metri sau 50 de metri de poarta adversă, ne apărăm cu toată lumea. Iar eu, dacă aș fi fost antrenorul echipei naționale, cu toate că n-aveam cum să fac. Când câștigam mingea cu Germania, trebuia să fim preocupați mai mult de a construi, de a ne demarca și de a construi. Noi la meciul cu Germania am construit foarte puțin, o să mi se spună, da, dar să faci posesie contra cum îl cheamă, Germania e greu. Iar aseară, când m-am uitat, n-am crezut o clipă că Spania poate să facă poate 66, domine, 66, pe cum îl cheamă, pe Franța. Că zis, bă, ăștia sunt celebrități. N-a apărut sus acolo 66-34, crezut că poate s-a greșit. Da. Deci, au dus-o 10 minute francezii la început, după care... Ei s-au impus. Și au pierdut nedrept într-o poziție de opsa, indiferent cum spun regulamente. Da, a atins-o. Când a plecat, era în opsa. Nici arbitrii între ei nu se mai pun acum. Vine unul așa și unul așa. Ce să vă dorim? Sănătate, în primul rând. Sănătate vreau. Atâta vreau. Sănătate. Și ce urmează? Vă întoarceți în state? O să merg înapoi acasă, o să stau o perioadă pe acasă, o să vedem, o să văd. Deci o să sănătatea aia, n-a venit încă Moș Crăciun, dar asta vă dorim. Bine, a venit frigul. Da. Deci, din punct de vedere al sănătății, asta e cel mai important. Corect. E sănătos, poți să faci, nu e sănătos, te duci și dă drumul tău. Mii de mulțumire, am stat pe teren 45 de minute. Eu îți mulțumesc foarte, noi foarte mult. Noi mulțumim încă o dată. Îmi pare rău că n-a fost mai mult ca să pot să discut de... Dar ține minte unde ne-am oprit. Suntem la Steaua, n-am ajuns la Timișoara, n-am ajuns la Craiova, n-am ajuns la... Alea Timișoara, Craiova sunt niște episoade destul de urât, nu urâte, fotbalistic bune, dar în viața de toate zilele urâte. Atunci ne oprim la Steaua. Da. Nu putem să trecem, dar putem să vorbim fără niciun fel de problemă. Mă bucur că am putut să vin și să stau de vorbă. Și noi. Sper ca după emisiunea asta să nu vină unii și alții să mai scrie așa cum răutăcioși. Da. Eu știu că sunt... Liță nu se mai întoarce din America. Da. Știți că noi am fost colegi de birou cu Liță la Peniță. Mai țineți minte când a scris la Sport 21 că aveați o pastilă și scriați la ziar, la Sport 21, la ziar. Liță la Peniță. Nu mai știu. Mii de mulțumiri. Să rămână, mulțumesc. Noi mulțumim. Dragi prieteni, noi ne revedem mâine 10:30. De minute. Toate cele bune, la revedere! Ce bine că te-ai prins! Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult!